s-a dezvoltat turismul în ultima vreme, am avut și niște cifre și ieri s-a discutat despre ele. Este una dintre prioritățile dumneavoastră, în cazul în care veți câștiga mandatul, să dezvoltați turismul în județul nostru? Domnul Gramă? Păi eu am și lucrat în turism înainte să merg în Parlament, am fost director la Tujna de Sa și practic sunt familiarizat cu problemele care sunt, mai ales în turismul balnear. Bineînțeles că turismul aici în zona aceasta, în Covasna, Harghita, ar fi un principal factor de dezvoltare. Dezvoltarea s-a și întâmplat, după cum, dacă ne uităm în stațiunea Covasna, observăm că în momentul de față sunt cuprinse mai multe segmente de ale turismului balnear, s-au dezvoltat societăți comerciale, hoteluri, s-au modernizat cele existente în cea mai mare parte, deci există un dever de dezvoltare în domeniul ăsta și bineînțeles că îl susținem în continuare. S-au făcut proiecte în județ, drumul apelor minerale, sigur proiect derulat de Consiliul Județean care e benefic pentru turism și credem și cred că există încă loc de foarte multe lucruri de făcut în turism și eu personal am încurajat, chiar acum vorbesc de iar de zona românească, de zona întorsurii, de foarte mult timp crearea unor asociații pentru turism rural. Din păcate, nu știu care e motivul, zona întorsurii Buzăului, deși este o zonă cu un potențial imens pentru pensiuni, comparabilă cu zona Branului, încă nu se mișcă cum ar trebui. Castel, poate. Încă nu se mișcă cum ar trebui și nu este suficient de... Păi și cine ar fi de vină? Autoritățile locale sau... Nu știu, cred că în momentul de față și localnicii de acolo nu au o deschidere așa de mare să-și facă pensiuni. Au început. Există câteva exemple. Probabil că de la exemplele astea bune o să se dezvolte noi inițiative. Dacă îmi permiteți, noi am avut un ministru al turismului, pe domnul Birtol Nacoș, care a fost cel care s-a luptat ca TVA-ul pentru turism să fie de 9%. Așa cum a spus și domnul Grama, am avut un proiect, drumul apelor minerale, demarat de Consiliul Județean, care pe vremea respectivă a fost condusă de domnul Demeter, terminat în vremea domnului Tomaș, care printre altele a inclus și Vâlcele, care este o zonă eminamente românească. Și în continuare credem și noi că trebuie să facem mult mai mult. De exemplu, vă dau un alt exemplu, tot de drumuri, că aici avem noi prea mari probleme. Drumul județean, care sperăm să intre în PNDR și să se și realizeze, care leagă Bixadu de Turia. Avem lacul Sfântoana, chiar dacă este în județul Harghita, lacul, dar tot drumul și toate zonele acolo, că avem acolo și băi foarte interesante, avem și locuri de mofete foarte interesate, s-ar putea dezvolta și zona întorsurii. Eu sunt un care mă duc în munte. Da, într-adevăr, în două, trei zone mai vezi turiști, dar foarte rar mă întâlnesc dacă o iau dinspre întorsura Buzăului către Ciucaș, cu drumeți pe acea porțiune foarte interesantă, foarte frumoasă. Toată lumea din Prahova vine, avem acel minunat loc comun între cele trei județe, Prahova, Brașov, Covasna. La polele lui sunt aceste localități, s-au dat exemple unde s-au făcut multe dezvoltări.
La noi încă, deși avem câteva locuri foarte interesante în care ai loc de acces către acest minunat munte. Corina Bocle. Aici aș completa ceva. Dar lăsați, vă rog, și domnișoara. O secundă, nu vă întrerup după aia. Că s-a spus de drumul Turia Bixat. S-a găsit o rezolvare pentru acest drum. El a fost preluat având în vedere amploarea investițiilor și costurile foarte mari pe care județul nu le putea face. În timpul guvernării Ponta, drumul ăsta a fost preluat la drumuri naționale. El a fost cam 3/4 adus într-un stadiu foarte bun până la Balvanioș și urmează și tronsonul de la Balvanioș până la Bixat să fie reamenajat, modernizat și după aia predat din nou la Consiliul Județean. Corina Bote, problema turismului, dezvoltare. Vreau să încep prima oară că colegii mei au vorbit foarte mult și vreau să intervin un pic pe acest subiect. Aici avem o dezbatere pentru parlamentari. Nu suntem candidați la președinția Consiliului Județean să ne lăudăm cu proiectele primarului, proiectele Consiliului Județean. Noi ca parlamentari trebuie să reglementăm. Noi aici, am auzit colegii mei spun, nu s-a putut pentru că, dau un exemplu, DNA, pentru că alte chestii. Noi fiind în parlament, asta trebuie să reglementăm, ca cei din zona noastră să poată să-și desfășoare activitatea, să facă proiecte. Nu trebuie să venim noi cu sapa să dăm în județul Covasna pe o anumită porțiune. Turismul, cum îl văd eu în Covasna, diferit față de colegii mei, probabil, eu văd o creștere, momentan creștem un pic artificial. Faptul că SIF Transilvania a investit 12 milioane în Covasna nu înseamnă că ce-am făcut noi pentru turism ca partii de politice. Eu văd un pic altfel. Aș face la nivel de comună, nu știu dacă am fost ieșită din țară la un moment dat și am văzut în anumite zone camera din față. Deci fiecare casă în județul Covasna are o cameră din față. Aș face o inițiativă legislativă și pentru așa, ca fiecare cetățean, vă dau un exemplu, că a fost discuția de Vâlcele. În Vâlcele, în momentul de față, degeaba face o pensiune. Că nu o să aibă clienți, nu o să poată să o susțină, nu are bani de salariați, exact cum este și în cazul Băilor, că de-abia se descurcă de pe o zi pe alta. Dar, în schimb, dacă la 5, 6, 7 case, noi sprijinim printr-o neimpozitare pe 5 ani de zile respectiva persoană fizică autorizată la un moment dat să-și închirieze acea cameră, încet vom crea un vad turistic. După care, dacă în 5 ani, în 3 ani se dovedește că este o zonă cu potențial, te duci și construiești o pensiune. La fel, întorsura Buzăului. Degeaba faci 50 de pensiuni dacă tu nu ai turiștii care îți vin constant. Și atunci, mai bine începem cu o variantă simplistă, ieftină până la urmă, pentru că putem printr-o, nu știu, un certificat, îi formăm pe acești proprietari de case, să poată să ofere o noapte de cazare la un preț modic, să poată să oferă produse din gospodăria proprie, astfel ne prezentăm și ceea ce avem noi de Sucovas la nivel de brânzeturi și alte bunătăți, să zic așa, locale. Și eu cred că asta este o strategie care ajută tot județul, nu doar zona Covasnei, a orașului Covasna, care, ok, este o stațiune balneară și care crește oricum pentru că acolo vin oamenii pentru boli și o să vină indiferent de condiții. Dar, în schimb, trebuie să ne gândim și la restul județului. De exemplu, vorbeam de zona Baraolt. În 2012 am candidat pe zona Baraolt și trebuie să găsim acolo soluții. Acei oameni sunt cumva la capătul lumii. Nu au drumuri de acces nici pe partea dreaptă, nici pe partea stângă, nici dacă o iei pe la Malna și nici dacă o iei pe zona Hăghig. Și totuși trebuie să gândim cumva să punem această problemă în tot județul, nu punctual într-o anumită localitate. Drumul apelor minerale a fost o investiție bună, consider, și dar am impresia că este nefinalizată. În toate locațiile unde s-a făcut această bază de tratament, nu ai un loc unde poți să iei o masă, nu ai loc de cazare și atunci, chiar dacă oamenii vin în primă fază cu inima deschisă, în momentul 2 au plecat. E mai mult pentru localnici. Și vă dau un exemplu. Vila Vâlcele este un preț modic, nu dau acum sume, că intrarea, dar dacă vrei să te cazezi, trebuie să vii la Sfântul Gheorghe, unde să fim serioși, este mai scump ca în Brașov, la parte de cazare. Și atunci, normal că oamenii vin, odată au plecat și s-a terminat turismul, cam aici ne-am oprit. Și mă gândesc, prin crearea acestor asociații familiale, să zic,
într-o... Trebuie să avem foarte mare grijă aici la legislație ca să le oferim o ușurare, pentru că nu poți pentru fiecare contract de închiriere pentru o zi să-l trimiți toată ziua la finanțe și să vină înapoi, pentru că își pierde interesul. Deci, ca atare, ar trebui să existe un sistem. Dau un exemplu, cum sunt la o sumă forfetară. Deci, eu plătesc pe un an de zile o sumă și asta îmi dă voie ca să-mi desfășor activitatea. Mă lasă 5 ani de zile cu suma respectivă forfetară. Dacă merge foarte bine, voi veni și voi face investiții. Dacă nu, după 5 ani îmi opresc activitatea și îmi văd de alte elemente. Și atunci creștem economia pe orizontală, că aici este discuția. Că tinerii nu au... Vă mulțumesc. Mai dau încă o explicație legată de turism și de drumul apelor minerale. Unde putem noi? Credeți-mă, fiind jurist, cam știu ce putem face noi în Parlament. De exemplu, când dezbatem legea bugetului de stat. Acolo sunt niște lucruri unde putem interveni pentru județ. Dar legat de drumul apelor minerale, trebuie să știți că problema cea mai mare este legislația în domeniul folosirii acestor ape, care, conform Constituției, ar putea să fie de interes local, dar sunt considerate per total global de interes național și ai nevoie de niște avize și de niște observații de 9 ani pentru o apă minerală care de sute de ani se folosesc pentru anumite boli, ca să primești acordul de la Autoritatea Națională a Apelor Minerale dacă poți să folosești sau nu poți să folosești. Și referitor, trebuie să vă spun că și legat de aceste drumuri care ne interesează, inclusiv este un proiect între cele trei județe, trebuie să vă spun, Harghita, Covasna, Brașov, slavă Domnului, care leagă Odorheiu prin Baraolt, Apața către Brașov. Deci eu cred că acel drum, dacă se va realiza, va fi unul bun și evident dacă se va realiza cea de la, cum a zis dumneavoastră, Malnaș, Micfalău până la Baraolt, vor avea două intrări și este iarăși o zonă interesantă din punct de vedere turistic, inclusiv inclus în această acțiune. Avem oameni cu mâna pe sus și domnul Grama vrea să facă o comentare. Aș da o replică domnișoarei Bote Corina și aș spune că dacă ar vota Partidul Social Democrat, problema cu PFA-urile și cu inițiativa în turism e rezolvată, pentru că noi avem un program 1% din venituri fără alte probleme, impozit pe, deci practic un impozit forfetar. Și chestiunea este rezolvată. 1% permite orice activitate, practic e o impozitare foarte, foarte mică și care încurajează toată această inițiativă locală. Corina Bote. Vrem să dau să încep cu domnul Grama. Mi-a povestit acum un pic programul, mi se pare interesant, dar am auzit numai scăderi. Deci scădem acolo. Unde? În programul de guvernare care ne l-a spus. Ce scăderi? Și erau creșteri de salarii și de pensii. Asta de creșteri. Deci scădem la societăți comerciale și creștem pensii și salarii. Da. Eu sunt economist. Da. Nu-mi iese calculul. Sincer. Nici măcar nu l-ați făcut. Eu n-am văzut, de exemplu, la Partidul Național Liberal, un program bazat pe calcule. Eu am aici un program care are toate prevederile și la venituri și la cheltuieli. Și dacă aveți răbdarea să-l citiți, o să vedeți că dă exact